Aleșii locali ai municipiului Câmpul Lung au prelungit contractele de închiriere patronilor de magazine care își desfășoară activitatea în spațiile domeniului public pentru încă un an. Dacă acestea nu sunt folosite în scopul pentru care au fost închiriate, precum și dacă spațiile nu se află într-o stare tocmai bună, actualii chiriași le pot pierde. Există o comisie la nivel de primărie care ar trebui să se ducă să urmărească de fiecare contract și stadiul în care există. Vă fac să vedem o autorizație de funcționare. Eu știu de aici care nu funcționează și închisă de mult. Dar întâi mă duc să mă documentez. Deci este închisă de mult. În final, proiectul de hotărâre a fost aprobat, însă cu amendamentul de a se forma o comisie pentru a analiza în amănunt dacă patronii de magazine îndeplinesc toate condițiile impuse în contractul de închiriere.